Bine, iubiții mei, suntem astăzi în sesiunea a 10-a, care vorbește despre sala tronului lui Dumnezeu. Am străbătut împreună, practic, primul ciclu al studiului Apocalipsa. Și acest ciclu a fost un ciclu intensiv în care eu am pus accent pe cele 7 biserici prezentate în cartea Apocalipsa, pe cele 7 scrisori trimise de către Domnul Iisus Hristos, mare atenție, prin Apostolul Ioan, către cele 7 biserici. De ce am insistat atât de mult timp de 7 ședințe? Pentru că noi suntem în perioada acestora, sunt fundamentale în înțelegerea lor, pentru că nouă să ne creeze în minte o panoramă asupra imaginii acestei minuni a lui Dumnezeu pe care noi o numim biserică. Cum a fost la început, cum a fost pe parcurs și cum va fi la sfârșit. Astăzi, pentru cei curioși care vreți să vedeți cum arată sala tronului lui Dumnezeu, astăzi veți avea șansa cu ochii minții să vizualizați frumusețea în care se scaldă Dumnezeu. Așadar, Apocalipsa 4, versetul 1. După aceste lucruri, spune cuvântul Domnului, și aș vrea să remarcați acest termen în limba greacă, metatauta. M-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Fac o pauză aici, în citire, pentru că în acest verset avem unele dintre cele mai frumoase taine ale Bibliei. După aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt aceste lucruri? Și domniile voastre, ca niște studenți eminenți care ați participat la fiecare din cele 9 sesiuni anterioare, trebuie să știți că Ioan, în momentul în care îl vede pe Domnul Iisus Hristos, Apocalipsa capitolul 1, Domnul Iisus Hristos a îndurat atât de mult de El și de noi astăzi, încât practic a făcut un outline, practic un cuprins, un sumar al întregii cărți Apocalipsa pentru noi, astfel încât noi studenții eminenți să nu ne împotmolim în lucruri atât de simple. Și El ne-a zis așa, Ioane, scrie acolo lucrurile pe care le-ai văzut, și El le descrie în capitolul 1. Ceea ce a văzut Ioan este viziunea Domnului Iisus Hristos. Cum arăta Domnul Iisus Hristos efectiv? În capitolul 2 și 3, Ioan a primit poruncă să scrie lucrurile care sunt cele 7 biserici. Pentru că El însuși îți explică, Domnul Iisus Hristos explică lucrurile care sunt, le aseamănă cu 7 candele, 7 lămpi și El se plimba prin mijlocul lor. Și apoi îi poruncește Domnul Iisus Hristos, scrie lucrurile care au să vină după ele, metatauta. Și ele sunt de la capitolul 4 în sus, până la capitolul 22. Ce are să vină după cele 7 biserici? Și aș vrea să fiți atenți la toți acești termeni pe care îi folosesc, pentru că ele vă vor explica, vă vor înlezni calea prin cartea Apocalipsa. Apostolul Ioan continuă. Numai decât am fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta ședea cineva. Când Ioan a auzit o voce care l-a strigat, el spune în versetul 1 din capitolul 4, aceeași voce care mi-a vorbit anterior. Și cine fusese asta în capitolul 1? Domnul Iisus Hristos, care îi spune, iată, ai văzut ușa care s-a deschis în cer, suie-te la mine. Numai decât am fost răpit în Duhul. Termenul folosit în limba latină de această dată este termenul rapture. Rapture înseamnă că Ioan a fost efectiv luat de pe pământ. Am fost răpit în Duhul, scrie în limba română, înseamnă am fost transplantat prin Duhul. S-a transformat, s-a transferat efectiv în cer. Practic, din corpul acesta material s-a dematerializat și a mers în cer. Și vede acolo un scaun de domnie.
Vreau să fiți atenți și la acest termen, pentru că vouă vă va fi destinat să ședeți pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Și aș vrea să fiți cu mare atenție ce înseamnă scaunul de domnie, ca să știți ce responsabilitate vă așteaptă în cer. Iată așadar, ce sunt aceste scaune de domnie? Unde sunt ele prezente în Biblie? E un concept folosit numai bine de 58 de ori în Noul Testament, dintre care de 43 de ori e folosit în Apocalipsa și numai puțin de 14 ori în acest capitol pe care îl vom citi astăzi. De ce vă spun asta? Pentru că e fundamental pentru Dumnezeu. El nu pune la întâmplare cuvinte în cuvântul Lui. Nu pune și aruncă la întâmplare concepte în Biblie. Așadar, e ceva important. Mesia va sta pe un scaun de domnie. Unde este Mesia astăzi, iubiții mei? Ce ziceți? Pe ce scaun de domnie se află El? Mesia se află pe scaunul de domnie al Tatălui. El încă nu și-a primit scaunul de domnie al Său. Și aveți acolo trimiterile. Aș vrea să fiți cu mare băgare de seamă la acest aspect, pentru că, în genere, cei care induc astăzi în eroare poporul lui Dumnezeu și care neagă iminența împărăției de 1000 de ani, acolo unde Domnul Iisus Hristos a fost destinat să stea pe un scaun de domnie a lui David, despre orocia și promisiunea făcută de Gabriel Mariei, înainte de naștere. Până când el își va primi scaunul de domnie, el stă pe scaunul de domnie al Tatălui. Și tu vei sta acolo. Așa că bagă seama ce face Domnul Iisus Hristos în ceruri, ca să știi ce te așteaptă. În Biblie ni se mai vorbește de un alt scaun, de data aceasta, scaunul de îndurare a lui Dumnezeu. Și pentru cei pasionați de aceste aspecte, scaunul de îndurare în vremea poporului evreu se găsea între cei doi heruvi care erau puși pe capacul chivotului. Mai avem de asemenea scaunul de domnia lui David, pe care am spus mai devreme că Domnul îl va primi în stăpânire. Apoi, cuvântul nu se oprește aici. Cei 12 apostoli au promisiunea că ei vor ședea pe 12 scaune de domnie și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Interesant, soră și frate, că ție ți s-a promis că și tu vei sta pe scaunul de domnie și vei judeca pe îngeri. Mare atenție! Pregătește-te! Căci Domnul nu vrea să lase autoritatea unei judecăți în mâna unui păcătos. Curățește-te! Și vei avea acces acolo. Așadar, cei 12 apostoli urmau să judece pe seminții și pe îngeri. Apoi, veți vedea în versetele următoare că vom întâlni în sala tronului 24 de bătrâni. Și vă rog să fiți atenți la acest concept. Bătrânii, sau cei 24 de bătrâni, pentru că veți avea o surpriză. Mergem cu cititul mai departe și în versetul 3 Domnul ne spune așa: cel ce ședea pe el, adică pe acel scaun de domnie, avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu, ca o piatră de smaragd la vedere. Pentru cei pasionați dintre voi, pentru aceia curioși dintre prietenii mei de aici, când rostim aceste cuvinte, iaspis și sardiu, ar trebui să vă rezoneze în minte două nume sau două tipuri de pietre pe care Domnul Iisus Hristos le folosește tot mai adesea în descrierile pe care le face în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblia, în cuvântul Său pe care ni l-a trimis. Și ca să nu vă pun răbdare la încercare, vă aduceți aminte de cele 12 pietre care erau puse pe pieptarul preotului. Era o placă de aur și în ea erau implantate 12 pietre. Și pe aceste pietre era scris numele câte uneia dintre cele 12 seminții ale lui
Israel. Cel ce ședea pe acel scaun de domnie și Apocalipsa avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu. Iaspis și sardiu sunt nu la întâmplare prima și ultima piatră din acest șir al pietrelor. Sardiu era piatra destinată lui Ruben, primul din cele 12 seminții. Ruben, în limba ebraică, înseamnă priviți, fiul. Și piatra de iaspis, ultima din cele 12, înseamnă seminția lui Beniamin, care înseamnă el este fiul dreptei sau acelui drept sau al mâinii mele drepte sau ale puterii mele. Gândiți-vă la acest aspect. El este cel din tâi și cel de pe urmă. El este începutul. El e sfârșitul. Nu la întâmplare, priviți vă rog că în Apocalipsa 4:3, Domnul îi inversează. Zice, cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Le pune invers. Mai țineți minte de versetul în care spune, căci adevărat, adevărat vă spun, căci cei din urmă vor fi cei din tâi. Și nu de mult am discutat împreună la în analiza pe care am făcut-o acelor 7 scrisori, că acolo unde bisericile considerau că o duc bine din punct de vedere spiritual, ele erau în faliment. Sardes a crezut că ea merge bine. Vă aduceți aminte ce îi spune Domnul? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort! Cu alte cuvinte, tu spui despre tine, eu am un nume bun, dar ea era moartă. Pe de altă parte, adu-ți aminte, draga mea, că bisericii din Smirna, Domnul îi spune, tu zici despre tine că ești mort, dar tu trăiești. Ei credeau că sunt cei mai de jos, cei mai mici, cei mai slabi, dar sunt una dintre cele două biserici care nu primește niciun reproș de la Domnul și din contră primește una dintre cele mai frumoase promisiuni. Dacă rapți până la capăt, vei primi cununa vieții. Așadar, dragul meu și draga mea, privind acest tablou, aceste 12 pietre, aduți aminte că cel ce este Alfa și Omega, Alef și Tau, cel ce este începutul și sfârșitul, cel ce este cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat, îți dă șansa să fii copilul lui. Ce mai vede Ioan acolo? 24 de scaune înconjurau acest tron de domnie. Și pe scaune 24 de bătrâni, șezând îmbrăcați în haine albe și purtând pe cap cununi de aur. Avem o mare taină și aici, dragii mei, și aș vrea să fiți atenți. Cine sunt acești 24 de bătrâni? Și ce sunt cele 24 de scaune? Și aceia dintre domniile voastre care ați participat la precedentele sesiuni, ar trebui să remarcați cu ușurință, pentru că conceptele și termenii folosiți aici sunt folosiți în celelalte capitole anterioare. 24 de scaune înconjurau tronul și pe ele așezați 24 de bătrâni. Singurul aspect în Biblie în care noi descoperim această cifră de 24, care echivalează sau extrapolează la noi cu 24 de bătrâni, sunt cele 24 de cete pe care David le alege dintre leviți
Și înainte de moartea sa, el, conform 1 Cronici, capitolul 24, le destinează acestor 24 de cete care însumau 24.000 de leviți, dacă vă vine să credeți. Ei, conform tragerii la sorți, trebuia să facă slujbă timp de 2 ori pe an, prin rotație, la câte un șabat. Erau, bineînțeles, și sărbători în care veneau cu toții și sărbătoreau. Dar ei, aceste 24 de cete, erau reprezentați de câte un lider. Un lider al primei cete, un lider al cetei cea doua și așa mai departe. Acum, întrebarea pe care vă pun vouă, păi, dacă cifra aceasta 24 reprezintă acei bătrâni din cetele leviților, înseamnă că nu prea au a face cu noi, așa? Am trage repede concluzia că cei 24 de bătrâni de acolo sunt 24 de leviți sau reprezentați ai leviților lui Israel. Sunteți de acord cu mine? Doar că nu este chiar așa. Și aș vrea să fiți atenți cu ochii cât cepele de aici înainte, pentru că vă va da ceva și mai interesant la îndemână. Există și preoție non-levitică? Ce părere aveți? Există. Vă aduceți aminte de Ietro? Nu știu ce fel de preot era, dar Ietro, socrul lui Moise, este prezentat ca preotul din Madian. El însuși vine la un moment dat și îl ajută pe Moise să organizeze taberele lui Israel. Vă aduceți aminte? Și chiar aduce jertfă Dumnezeului celui viu. Vă aduceți aminte de Melchisedec? El nu a fost levit, încă nici nu fusese răpuse bazele leviților. Când Melchisedec slujea Dumnezeului celui prea înalt. Și el e un caracter extraordinar pentru noi, pentru că reprezintă un profil mesianic pur, cu pedigree. Pâinea și vinul de la cină se datorează legământului făcut după rânduiala lui Melchisedec. Și dacă citești Psalmul 110, îți spune acolo, jurându-se Domnului, nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după această rânduială. Care era rânduiala lui Melchisedec? Aceea de a da zeciuială? Aceea de a întâmpina cu pâine și cu vin? Nu la întâmplare, acest preot după rânduiala lui Melchisedec, Domnul Iisus Hristos, frânge pâinea și împarte vinul. Așadar, iubiții mei, există și preoție non-levitică. Și asta ar trebui să-ți dea speranța, pentru că s-ar putea ca tu să fii acei 24 de bătrâni. Și ce cinste, frate, să stai pe scaun, în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu. Să fii cojudecător împreună cu Dumnezeu. Vreau să țineți minte acest aspect. Cei 24 de bătrâni reprezintă un grup distinct și complet. Acolo ne sunt prezentați foarte clar și pe versetele pe care le vom citi în continuare veți vedea că nu încape nici unul în plus la socoteala, nici unul în minus. Există un grup clar, distinct și complet de personaje. Acești 24 de bătrâni nu sunt și nu pot fi credincioși care vin din necazul cel mare. Veți întâlni, dacă citiți teologie, acest aspect. Și de ce nu pot fi? Pentru că atunci când vom ajunge cu parcurgerea studiului la Apocalipsa 7, versetul 13, veți vedea că unul dintre cei 24 de bătrâni a deschis gura și a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, de unde au venit? Și răspunsul vine tot de la acest bătrân, ei vin din necazul cel mare, vedeți? Practic credincioșii din necazul cel mare, când ajung în cer, cei 24 de bătrâni sunt acolo, e o logică simplă, așa-i? Pentru că ei vorbesc cu Ioan. Pe de altă parte, există o ramură a teologiei care spune că cei 24 de bătrâni sunt 24 de îngeri. Nu se poate nici măcar asta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Apocalipsa 7:11, vom analiza în detaliu când vom ajunge acolo, zice că la un moment dat, toți îngerii stăteau în împrejurul tronului
bătrânilor și a celor patru ființe. Și au căzut înaintea tronului pe fețele lor și s-au închinat lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, câți dintre îngeri au fost la tron? Toți. Și acolo erau și cei 24 de bătrâni. Deci, iar e o logică simplă, ei nu pot fi îngeri. Ei nu pot fi Israel. Și dacă citești în Apocalipsa 12, vei găsi clar de ce cei 24 de bătrâni nu reprezintă pe Israel. Acești 24 de bătrâni, iubiții mei, au caracteristici distincte. Au fiecare câte un scaun de domnie. Și aș vrea să vă readuc aminte promisiunea Domnului Iisus Hristos, celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie. Cei 24 de bătrâni se încadrează în promisiunea pe care Domnul o face uneia dintre cele mai frumoase biserici, dintre cele 7, așa-i? Și cine sunt cele 7 biserici? Noi suntem biserica lui Dumnezeu. Asta e unul dintre indicii. O altă caracteristică distinctă este că ei au haine albe și coroane de aur pe cap. Celui ce va birui, îi voi da haine albe. Biserica din Laodiceea. Dacă tu biruiești, eu îți dau haine albe. Celui din Smirna, i-a zis Domnul, dacă tu suferi până la capăt, eu am să-ți dau cununa vieții. Vedeți, vă rog, toate aceste detalii sunt ceea ce Domnul promite către cele 7 biserici, sunt caracteristici elemente pe care El a promis către cele 7 biserici. Ei cântau un cântec al răscumpăraților. Și cine sunt cei răscumpărați? Noi. De asemenea, sunt numiți bătrâni în Apocalipsa 5:10 și mai primesc două titluri. Ei sunt împărați și preoți. Cine, dragul meu și draga mea, poate să ocupe această funcție de preot și de împărat în același timp? Conform legii lui Israel era imposibil. Leviții erau cu socoteala lor. Iuda, care avea sceptrul de domnie, era cu socoteala lui. N-avea voie să se împreune. Dar în Biblie există trei categorii distincte care au aceste caracteristici. Preot și împărat în același timp. Melchisedec, v-am spus mai înainte despre el, era împăratul și preotul cel înalt al Salemului. Găsește asta în Geneza. Domnul Iisus Hristos, conform Evrei, el a fost cel în rânduiala lui Melchisedec, este preot și împărat în veac. Evrei 9, 10 și 11. Și cine este cea de-a treia categorie? Tu și cu mine. Noi suntem preoți pentru Dumnezeu. A făcut din noi o preoție sfântă, un neam ales. Ne-a înfiat și ne-a făcut copii de Dumnezeu, adică împărați. Ioan, capitolul 1, a venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat un drept să se facă prinți și prințese, adică copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge. Sângele nu mai există acolo. Nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică de aici înainte ești prinț și prințesă. Dacă te uiți pe aceste caracteristici distincte, dragul meu și draga mea, sunt practic toate promisiunile pe care Domnul Iisus Hristos le face celor 7 biserici pe care le-am studiat în precedentele sesiuni și am conchis împreună că cele 7 biserici reprezintă ce? Biserica Universală a lui Dumnezeu. Etape, practic, din Biserica Universală a lui Dumnezeu, caracteristici ale Bisericii Universale a lui Dumnezeu. Și haideți să mergem mai departe. Aveau pe cap niște cununi. În Biblie veți găsi cununa vieții descrisă, atât de frumos. Celor ce vor răbda ispita, adică păcatul, și vor suferi pentru Hristos prigoana, ei primesc o cunună. Vedeți, una din cununile acestor bătrâni era cununa vieții. Cununa neprihănirii este frumos desenată de Pavel în scrisoarea pentru Timotei. Celor ce vor fi iubit venirea lui.
Cununa slavei este o altă opțiune pe care o aveți la îndemână. Celor ce vor avea grijă de turma Domnului. Atenție, predicatori! Cununa veșnică sau a veșniciei. Cei ce se păstrează pe cale. Cununa bucuriei. Cei care câștigă suflete pentru Domnul. Avem numai 5 enumerate aici. Eu cred că sunt mult mai multe. Vrei să-L iei? Lucrează pentru Dumnezeu. Uneia dintre cele 7 biserici, Domnul i-a spus așa. Păzește ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Vă aduceți aminte? Cu alte cuvinte, unde e cununa acum? Unde e această cununa acum? La voi. Chiar dacă nu o vedeți cu ochii fizici, ea este în dreptul vostru pusă și o vei lua pe capul tău în momentul în care vei merge în împărăție și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți încoronații mei din această seară. Haideți să mergem mai departe. Din acest scaun de domnie pe care Ioan îl vede, ieșau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și aici vă dau primul argument al faptului că biserica Domnului va fi răpită înainte de necazul cel mare. Haideți să facem un review scurt în mintea noastră. Apocalipsa 1:20, am spus atunci. Unde erau cele 7 sfeșnice sau lămpi, cum sunt descrise aici? Unde erau? Pe pământ! Dumnezeu să te binecuvânteze, frate! Taina celor 7 stele, spunea Domnul Iisus la momentul respectiv, pe care l-ai văzut în mâna mea dreaptă, și a celor 7 sfeșnice de aur, sunt cele 7 biserici! Deci, biserica era pe pământ în momentul în care Ioan primește porunca. Scrie ce ai văzut, ceea ce este și ceea ce va fi. Și în momentul în care ajungem la lucrurile care vor fi de la 4 în sus, unde sunt cele 7? La scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Unde e biserica în momentul în care va începe de la capitolul 4 în sus? E deja în ceruri. De asta am insistat, iubitul meu și iubita mea, pe capitolul 2 și 3 atât de mult. Pentru că ele îți prezintă situația de drept și de fapt. A ta ca și biserică astăzi pe pământ. Pentru că ce se întâmplă în Apocalipsa de la capitolul 4 în sus, tu și cu mine, iubitul și iubita mea, vom urmări de la mezanin, de la vila noastră din ceruri. Și vom privi ca la un scenariu la toate aceste evenimente. Nu ne mai privesc pe noi. Așadar, mergem mai departe. Apocalipsa 4, versetul 6 în sus spune, și înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu cristalul, iar în mijlocul tronului și în prejurul tronului, 4 ființe pline de ochi, dinainte și dinapoi. Și ființa cea din tâi era asemenea leului, a doua ființă asemenea vițelului, a treia ființă avea față de om, iar a patra ființă era asemenea vulturului care zboară. Și cele 4 ființe, având fiecare din ele câte 6 aripi, sunt pline de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru. Și odihnă nu au ziua și noaptea, zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, atotștiitorul, cel ce era și cel ce este și cel ce vine. Amin. De ce de 3 ori Sfânt? Ce vedem aici numai când citim acest aspect? Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Elohim, în limba ebraică, înseamnă dumnezeire. Haide să facem om. O consultație pe care tu o vei vedea mai frumos descrisă în Psalmul 2. O conversație între 3 persoane. Citiți cu atenție Psalmul 2. Sfânt este Tatăl. Sfânt este Fiul și Sfânt este Duhul lor cel Sfânt. Haideți să ne uităm puțin la acești heruvimi și cele 4 fețe ale lor.
îi veți găsi în Isaia, în Ezechiel, în Numeri și în cele patru evanghelii. Dacă vă vine să credeți sau nu. Și am să vă descriu pe larg fiecare dintre aceste aspecte scurte. Cum arăta așadar un astfel de heruvim? Era oare acea imagine grotească pe care tu ți-o poți închipui? Adică o monstruozitate într-unul? Dacă ar fi să analizăm simbolic și logic, cam așa ar arăta. Nu arată bine deloc, așa? Să vezi așa ceva, mai degrabă o iei la fugă decât să stai cu plăcere și să cânți Domnului Sfânt, Sfânt, Sfânt. Haideți să vedeți cum sunt descrise în alte părți ale Bibliei. Isaia le spune așa: în anul morții regelui Ozia am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt și măreț, la poalele hainelor lui umpleau templul. Serafimii stăteau înaintea lui, fiecare având câte 6 aripi. Cu 2 își acoperau fețele, cu 2 picioarele, iar cu 2 zburau și strigau unul către altul zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui. Isaia are aceeași revelație ca și Ioan. Același cântec îl cântau aceștia, aceeași înfățișare, aceeași reprezentare și așa mai departe. Ezechiel, pe de altă parte, vede și el o astfel de vedenie. Iată ce spune Ezechiel: eu priveam și iată venea dinspre miază zi un vânt fijelios, un nor mare și un val de foc, care răspândea în toate părțile raze strălucitoare, iar în mijlocul focului strălucea ca un metal în văpaie. Și în mijloc am văzut ceva ca 4 fiare, a căror înfățișare semăna cu chipul omenesc. Fiecare din ea avea 4 fețe și fiecare din ele avea 4 aripi. Fiecare din ființele acestea avea 4 fețe. Fața întâi era față de heruvim, fața a doua față de om, cea de-a treia față de leu și cea de-a patra față de vultur. Ce vrea să însemne asta? Are Domnul ceva ascuns aici, o taină pentru voi? Așa cum El se ascunde atât de frumos în taina celor 12 pietre puse pe pieptarul preotului. Și în ele ați văzut pe cel din tâi și cel de pe urmă, pe care vi l-am explicat mai înainte. Haideți să analizăm puțin tabăra lui Israel în vremea în care ea călătorea prin pustiu. Și găsește asta în numer 2 pentru studiu aprofundat acasă. Vă pun această întrebare. Credeți că fiecare detaliu al Bibliei, relatat în cuvântul lui Dumnezeu, este pus în mod deliberat și prin plan sau design divin? Ce se ascunde în spatele detaliilor taberei lui Israel? Pentru o citire neatentă a cuvântului lui Dumnezeu, inclusiv numărul 2, greu de citit câteodată, nu iese nimic în evidență, dar dacă îl citești cu atenție, vei rămâne uimit, stupefiat și marcat pe viață. Căci în sulul cărții este scris despre mine. Pe mine mă prezintă Biblia de la Alef la Tau, de la Alfa la Omega, de la început până la sfârșit. Ea este scrisă despre mine pentru că la început a fost cuvântul și cuvântul era din Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El s-a făcut la un moment dat trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cine este acest cuvânt, cel care a emanat toate lucrurile? Și tu l-ai la îndemână sub o formă scriptică, scrisă. Păcat că nu-l citești. Iată ce vei descoperi dacă te uiți. Tabera lui Israel, dragul meu și draga mea, câtă vreme mergea în pustie conform numărul 2, trebuia să se împarte în 4 mini-tabere, dacă aș putea să spun așa. Era tabăra lui Iuda, care avea încă 2 subcategorii, pe Isahar și pe Zabulon. Practic, Iuda era șef de mini-tabără. Și Isahar și Zabulon se grupau împreună cu el. Avem, pe de altă parte, tabăra lui Efraim. Și el îi avea ca subsidiar pe Manase și pe Beniamin. Și împreună înfăptuiau 108.100 de bărbați capabili să poarte armele. În cel de-al treilea rând, avem tabăra lui Ruben, care îi avea ca și sublocotenență, aș putea spune, pe Simeon și pe Gad. Și împreună ei totalizau 151.450 de oameni capabili să poarte armele. Și în cel de-al patrulea rând, avem tabăra lui Dan, care îi avea ca și subordonați pe Asher și pe Neftali. Și împreună totalizau 157.600 de oameni.
Acelora dintre voi care nu vă place cartea Numeri pentru că sunt doar nume înșiruite și numere greu de înțeles, vă dau o motivație în plus să respectați cuvântul lui Dumnezeu cu fiecare virgulă, cifră și punct pe care o găsiți acolo, pentru că este pusă cu scop și cu sens. Ceea ce nu ați știut mulți dintre voi, dar vă spun astăzi, pentru că vă fac acest hatâr știind faptul că nu proveniți din background iudaic, evreiesc. Tabăra lui Iuda avea ca simbol un leu. Tabăra lui Efraim avea ca simbol un taur sau un vițel. Tabăra lui Ruben avea ca simbol un om. Practic pe steagul lor era desenat un om. Și tabăra lui Dan avea ca simbol un vultur. Dar fii atent, dragul meu și draga mea, că tu trebuie să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Adică am stabilit data trecută că amin înseamnă adevărat. Cu alte cuvinte, n-are nicio eroare. Ce înseamnă asta? Că tu trebuie să ai o precizie mai mare decât precizia rabinică. Să fii mai isteț decât cel ce îți prezintă și îți vorbește. Și să citești Biblia atent. Tabăra lui Iuda trebuia să stea tot timpul obligatoriu la est de leviți, la răsărit. Tabăra lui Ruben tot timpul trebuia să stea la sud de leviți. Tabăra lui Dan tot timpul la nord de leviți. Și tabăra lui Efraim tot timpul la vest de leviți. Dacă citești cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, îți vei da seama că era permisă doar o orientare din punct de vedere cardinal. Nord, est, vest și sud. Practic, fiecare tabără se întindea în lățime, doar atât cât se puteau întinde leviții, pentru că ei erau cuprinși în mijlocul lor. Închipuiți-vă că leviții erau tot timpul ca o localizare pătrată în spațiu. Pentru că trebuia să stea și ei orientați nord, est, vest, sud și est, față de de cort. Practic, când vorbești de tabăra din est, adică cea a lui Iuda, ea nu avea voie să se întindă în lățime mai mult decât se întinseseră leviții. Adică cât ținea practic tabăra lor. Și pentru că erau mai numeroși, șirul lor creștea mult. Pentru că trebuia să stea înghesuiți în această lățime, ca lungimea să duceau direct proporțional cu numărul lor. Așadar, lungimea taberei devenea proporțională. Dar fii atent, ca să-ți fac această explicație mai ușoară. Avem practic în centru cortul întâlnirii. La nord, sud, vest și est de acesta stăteau taberele leviților. În partea de nord, tabăra lui Dan, care înșira 157.600 de oameni, trebuia să se întindă un pic în lungime, mai mult decât în lățime, pentru că leviții nu erau așa de mulți la număr. Avem la sud, direct proporțional, tabăra lui Ruben, 151.450 de oameni. Avem la est, cei mai mulți, 186.400 de oameni, tabăra lui Iuda. Și avem la vest, tabăra lui Efraim, 108.100 de oameni, direct proporțional. Nu aveau voie să se pună între, cum ar fi nord-vest, nord-est, sud-est, sud-vest. Practic, dacă te-ai fi ridicat în spațiu, ce vedea Dumnezeu când se uita de sus în jos? Tabăra lui Israel îl arăta pe acela care avea să vină. Practic, cele patru fețe ale heruvimilor, dragul meu și draga mea, vorbesc într-un limbaj de taină sau de cod despre cel care este preiubitul lui Dumnezeu, Israel. Vedeți că aceste patru simboluri înglobau, practic, toate cele 12 seminții. Și aceste 12 seminții care l-au născut pe Domnul, trebuia să meargă prin acel pustiu și Domnul se uita de sus. Și așa cum în sulul cărții era scris despre el, pe un traiect profetic, să uita și decât aștepta să vină,
și să-și întindă brațele la acea cruce pe care poporul lui, care nu l-a recunoscut, i-a întins-o cu mâna aplică. Mergem mai departe. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe scaunul domniei și care este viu în vecii vecilor, și cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul domniei și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului domniei și ziceau: vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Haideți să ne aruncăm o privire și în capitolul 5. Și acolo este descris sulul cu 7 peceți. Vom face practic o introducere decât despre acest sul, pentru că el ne va ocupa mult timp de aici înainte. E interesant pentru mulți dintre voi și vom zăbovi asupra lui. Apocalipsa 5, versetul 1. Am văzut apoi, în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetruită cu 7 peceți. Cuvântul carte de aici ne induce puțin în eroare. Ar trebui să vă duceți în timp și să înțelegeți cum era o carte scrisă pe vremuri. Codexul sau cartea, așa cum o știm noi în format astăzi, a apărut abia în secolul al doilea. Până în secolul al doilea, cartea sau sulul cărții era, în termeni tehnici, numit papirus. De ce? Pentru că el practic se făcea din lemnul papirus, copac, care creștea aproximativ 5 metri înălțime, în apă intra 2 metri, era scrijelit cu mare atenție și toate aceste fâșiuțe subțiri erau puse pe orizontală și pe verticală, practic împletite, bătute cu un ciocan de lemn, înmuiate în apă și pus lipici pe ele, șlefuite cu piatra, și pe acea parte netedă, practic, un scrib începea să înșire și să scrie ce avea de scris în carte. Pe partea exterioară, practic, pe verso, cartea rămânea neșlefuită. Și de obicei acolo era locul unde se scriau instrucțiunile de deschidere și de derulare și de citire al papirusului. Ca să vă faceți așa o impresie, cartea către romani, epistola către romani, avea aproximativ 4 metri lungime acest sul. Marcu 6 metri lungime, Ioan 8 metri lungime, Matei 10 metri lungime, Luca 1 și Luca 2 11 metri. Cine-i Luca 2? Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor este volumul 2 al cărții Luca. Citiți cu atenție. Apocalipsa are 5 metri lungime. Așadar, gândiți-vă cât de mult trebuie să muncești pe vremuri să ai o carte. Și voi aveți astăzi și nu le citiți. Și am văzut, continuă cuvântul lui Dumnezeu, un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să deschidă cartea și să se uite în ea. Și am plâns mult că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Acest cuvânt aici, am plâns mult, în limba greacă este am plâns cu convulsii. Am plâns în hohote că nimeni nu era acolo vrednic. Și unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Ei, vă aduceți aminte, Ioan Apostolul ne spune în capitolul 1, capitolul 2: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cine este dar acest miel care părea junghiat aici? Domnul Iisus Hristos. Avea 7 coarne și 7 ochi. Iarăși este un aspect de taină, dragul meu și draga mea. Nu vă gândiți la o imagine grotească. 7 coarne, cornul care prezentați în cuvântul lui Dumnezeu este un simbol al puterii. Și găsești asta în trimiterile pe care ți le-am listat acolo. Este un simbol care arată onoarea pe care tu o primești. Cei 7 ochi, el însuși îți spune că sunt cele 7 spirite sau duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul.
Și a ce vă aduce aminte vouă? Unde au fost trimise cele șapte? Către cele șapte biserici, care sunt cine? Noi. Practic, mielul avea pus pe el sigiliul fiecăruia dintre voi. Va avea pe voi, vă transporta pe voi împreună cu el. Cine este acest leu din seminția lui Iuda? Așadar, dragul meu și draga mea, Yeshua HaMashiach, zice în limba ebraică, Iisus Hristos pe limba voastră, leul din seminția lui Iuda. Iuda primește o binecuvântare, dragii mei, atunci când Iacov se pregătește să meargă la Domnul pentru totdeauna și el, când ajunge în dreptul lui Iuda, îi spune, tu vei stăpâni peste frații tăi. Ruben nu mai are dreptul de întâi născut pentru că el s-a suit în patul meu, adică a curvit cu una din țiitoarele mele. Și pentru asta i-am luat dreptul de întâi născut și tu, Iudo, vei avea dreptul de întâi născut. Și sceptrul de domnie nu se va depărta din Iuda până când va veni Shiloh. Cine este Shiloh? Mesia. În anul în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, domnia romană era la putere. Și preoții, împreună cu poporul și bătrânii, mergeau și se băteau cu sac și cenușă. Se băteau pe piept și cântau amar. Sceptrul de domnie s-a depărtat din Iuda și Shiloh nu a venit. Și nu știau că un copil li s-a născut, un fiu li s-a dat. Și l-au respins. El este rădăcina lui David. Interesant că Domnul se trage din seminția lui David, deși el însuși a creat, inclusiv pe David. Și aspectul care, de fapt, îi contrariază pe farisei și îi pune în încurcătură, nu mai știau ce să creadă. Păi cum? Tu te tragi din David dacă tu l-ai făcut pe David? În legământul lui Dumnezeu cu David, dragii mei, descendenții acestuia primesc dreptul să conducă la un moment dat lumea întreagă prin Iisus Hristos. Găsești în Luca 1:33, când Gabriel îi se adresează Mariei și spune, împărăția lui nu va avea sfârșit. El se va așeza pe scaunul lui. David, Iisus Hristos, așadar, Yeshua HaMashiach, este El Dumnezeu? Ce ziceți? Haideți să ne uităm puțin la, vă fac o surpriză, epitaful pe care Pilat îl scrie deasupra crucii. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era, în care era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în latinește, în evreiește și în grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie, el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Și uitați-vă la răspunsul pe care îl dă Pilat. Ce am scris, am scris. A răspuns Pilat. Știa ce a scris Pilat. Și am să vă arăt și vouă, de fapt, ce a scris acolo. El știa că e Dumnezeu. Nu mă surprinde reacția lui Pilat când vin să-i spună, trimite paze la mormânt, că o să-i fure trupul. A, luați voi paze, aveți la templu. Domnul știa cine e. Câteva cuvinte i-au trebuit să schimbe cu adevărul și să-i pună întrebare, Doamne, ce este adevărul? Să se lămurească. El scrie ca să înțelegeți de ce au fost contrariați farisei. Să știți că de obicei când aveți o nelămurire în Biblie, de fiecare dată vin fariseii și vă salvează. Ei sunt de obicei foarte supărăcioși. Îi găsiți și prin bisericile noastre. Când vedeți un fariseu supărăcios, să știți că acolo e rost de taina lui Dumnezeu. Ce-a scris așadar acest Pilat din Pontus? Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. În limba ebraică este scris așa, Yehoshua ha-Nazarei v-melech ha-Yehudim. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, în limba voastră. Ce înseamnă asta? Sau de ce e important? Evreii erau extraordinar de înfipți în a scrie în acrostih. Psalmul 119 e scris în acrostih. Vă aduceți aminte de conceptul FMI? Ce înseamnă FMI? Fondul Monetar Internațional. Evreii foloseau de asemenea acrostih. Și dacă te uiți în acrostih, dacă te uiți la prima literă din fiecare cuvânt, vă aduc aminte că evreii scriu în sens opus de la
de la dreapta către stânga, nu ca noi. Practic avem litera iod, litera hei, litera vav și litera hei din nou. Practic voi citiți asta, Jehova. Nu scrie asta! Nu scrie Yeshua HaNazareth Melech HaYehudim că ne-ai omorât, Pilat. Practic tu îl declar Mesia. Ce am scris, am scris. Și așa rămâne. Și Pilat a știut că el era împăratul iudeilor. Mergem mai departe în Apocalipsa. Versetul 7 spune, el a venit și a luat cartea din mâna dreaptă celui ce șade pe scaunul de domnie. Mielul a fost găsit vrednic. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline de tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat. Și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și vor împărăți pe pământ. Fac o pauză aici să știți că în original, în limba greacă, acolo nu este scris ai făcut din ei, nu este persoana a doua plural. Îi scrie, ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Și mai sus spune, ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Cornilescu a urmărit filiera franceză, călugărul francez, când a tradus și per câteva controverse. Dacă mergeți direct în limba originală, în limba greacă, termenul e mult mai clar și mai compact. Cei 24 de bătrâni sunteți voi și cu mine. Și vă aduceți aminte, același cântec pe care ei îl cântă, acest cântec de răscumpărare, de pocăință, îl veți găsi și în Apocalipsa 1, doar ca și review. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și ne-a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Vezi iară conceptul, preot și împărat în același timp. Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Amin. Câte elemente primește Domnul? 7. Dumnezeu să te binecuvânteze, suntem în cartea Apocalipsa. Puterea, să ții minte, soră dragă, Domnul poate și indiferent cât va fi necazul tău de mare, El are puterea să-l ducă la îndeplinire dacă pentru moment îl pune pe hold sau îți spune așteaptă. El știe mai bine. Ascultă-L pe El, pentru că Domnul știe. A Lui să fie bogăția, ai un Dumnezeu bogat, frate, nu mai dispera. Vino la casa Domnului, dă-ți zeciuiala, dă-i partea Domnului și nu te mai uita în portofelul cât mai gol, căci El va deschide zăgazurile cerurilor pentru tine. Pune-L la încercare. A Lui să fie înțelepciunea și El e bogat în înțelepciune. Dacă citești în Proverbe și în Eclesiastul, El spune, eu sunt înțelepciunea. Înțelepciunea s-a ridicat la răscruci, a zis, iată, mi-am întins masa, veniți să prânzim. El e atât înțelepciune practică cât și cea tainică și am lămurit împreună câteva taine în această seară. A Lui să fie tăria, tăria care poate dezarma orice putere a celui rău. Încrede-te în Dumnezeu că El e bun și tare. A Lui să fie cinstea și cinstea aceasta va face orice genunchi să se plece înaintea Domnului. A Lui să fie slava și nu uita, dragul meu, El este slava, Shekina lui Dumnezeu. A Lui să fie lauda și să nu uiți că El își ia lauda din tine și prin tine. Și continuăm la final. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și în stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vi ziceau, amin! Și cei 24 de bătrâni
S-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor și ziceau și ei, amin, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru data viitoare, vreau să citiți cu atenție Daniel capitolul 9, să insistați asupra profeției despre cele 70 de săptămâni. Ne așteaptă o săptămână frumoasă, o sesiune tainică și vă rog să participați cu mintea deschisă. Ne ridicăm și mulțumim! Jesus.